recunoaștere a faptului că guvernul Boc a eșuat în obiectivul pe care l-a anunțat cu surle și trâmbițe, și anume acela de a reduce cu 20% cheltuielile de personal pe tot ce înseamnă autorități publice. Doamna Barbu zice că nu e un eșec, e o redimensionare a efortului, fiindcă între timp s-au schimbat datele. Dacă guvernul Boc ar fi reușit în acest obiectiv, repet, a fost un obiectiv anunțat public de diminuare cu 20% a cheltuielilor de personal pe fiecare ordonator de credit. Minister, agenție sau alte structuri ale statului. Faptul că astăzi domnul Băsescu vine și anunță că trebuie trimiși în șomaj 20% dintre angajații din sectorul public, în primul rând e o recunoaștere a faptului că în 7 luni de zile acest obiectiv nu a fost îndeplinit. A doua observație pe care aș vrea să o fac, aș vrea să nu fiu de acord cu domnul Chireac. Domnul Antonescu nu a promis niciun leu creștere salarială, ba chiar, dimpotrivă, dacă ar fi urmărit prezentarea programului prezidențial, unul dintre punctele care chiar a suscitat discuții în interiorul partidului, pe ideea că fiind în opoziție n-ar trebui să ne asumăm noi acest obiectiv. Cu toate astea a fost asumat acest obiectiv, și anume obiectivul de redimensionare a statului, care presupune, nu mai este apus să dai afară 20% din fiecare minister, din fiecare presupune. Bineînțeles că este în acord cu ceea ce ne-am propus în programul prezidențial. Sigur, nu putem să dăm o cifră 20%. Cifra asta probabil e provenită din discuțiile cu femei, cu experții femei, care le-au cerut să reducă asta și spuneam, cheltuielile. De ce e cerută de femei? Trebuie de regândită. În mod normal, n-ar fi trebuit să așteptăm să vină să ne spună femei. Trebuie regândită în ansamblu structura asta. Da, da, spunea Robert Turcescu că nu mai e timp pentru asta, că se va tăia orbește doar fiindcă s-a dat acest azimut acum, că nimeni nu va sta. Ministerele trebuie analizate toate, domnule. Croiască înainte de a tăia. Nu cred că avem nevoie de analiză, domnule. Nu cred că avem nevoie de 20 de ministere. Și credeți că se ajunge acolo la o restructurare a cabinetului? Din cauza guvernului de coaliție probabil va fi foarte dificil. Cine se aruncă pe geamul Palatului Victoria să spună mă sacrific pentru reforma în administrație? De bunăvoie nu se aruncă niciun ministru, stați liniștit. Și atunci îl vedeți pleacă, în jos pe domnul Boc împingând? Nu pleacă niciun angajat. Trebuie regândite toate agențiile, toate autoritățile publice, inclusiv făcut ceea ce a promis guvernul, și anume asigurarea descentralizării, pentru că un alt obiectiv lansat cu surle și ne-am săturat de cuvintele astea la începutul guvernării a fost descentralizarea prin transferul către autoritățile locale, a tot ceea ce înseamnă poliție. Vreau să adaug un lucru în toată această chestiune. Sănătate. Cred că anchilozarea de care pomeneam mai devreme a guvernului Boc e dictată și de un alt reflex, să zicem, pe care vreme de 20 de ani mai toate guvernele l-au avut. Într-un an electoral era interzis, și era mare semnul de interzis, să faci gesturi care ar putea într-un fel sau altul să-ți afecteze electoratul. Vedeți ce s-a întâmplat în povestea cu Spiru Hareț și cu doamna Ecaterina Andronescu. Chestiune alminter extrem de importantă, tranșată în dulcele stil românesc, electoral. O împingem sine die și gata, am închis respectiva poveste. Așa și aici, cred că la un moment dat domnul Boc nu s-a gândit sau s-a gândit că ar putea să provoace un deranj major la Palatul Cotroceni, în momentul în care ar decide într-adevăr să taie în carne vie cum ar fi trebuit. Cred că nici ei n-au crezut că Traian Băsescu ar fi dispus să suporte la un moment dat, cum spunea mai devreme Bogdan Chireac, rolul acesta de om care joacă, să zicem, cartea sincerității maxime și a tăiatului în carne vie. Și atunci tot probabil că își făceau calcule de genul ăsta.